de-a lui drăgășanilor, cam trei pogoane de vie, hai să le săpămărie. Nu-i de-a lui viilor, de-a lui drăgășanilor, cam trei pogoane de vie, hai să le săpămărie. Dar-i cu să vină cu ceaua, dacă te ține cu reaua, dar-i cu să vină unul gusta, vinișor din via mea. Benicuță, vino cu ulceaua, dacă te ține cu reaua, Benicuță, vino unul gusta, să-ți fie dragă viața. Toamna face vin, să vezi ce ne veselim. Facem vin de crâmpoșie, să vezi ce mai trai mărie. Că la toamnă facem vin, să vezi ce ne veselim. Facem vin de crâmpoșie, să vezi ce mai trai mărie. Benicuță, vino cu ulceaua, dacă te ține cu reaua, Benicuță, vino unul gusta, vinișor din via mea. Benicuță, vino cu ulceaua, dacă te ține cu reaua, Benicuță, vino unul gusta, să-ți fie dragă viața. Stau cu mândră pe genunche, mândră-mi toarnă vinișorul, eu îi sărut obrăjorul. Cu lăudariză-mi cânte, stau cu mândră pe genunche, mândră-mi toarnă vinișorul, eu îi sărut obrăjorul. Benicuță, vino cu ulceaua, dacă te ține cu reaua, Benicuță, vino unul gusta, vinișor din via mea. Benicuță, vino cu ulceaua, dacă te ține cu reaua, Benicuță, vino unul gusta, să-ți fie dragă viața. Viața mi-a plăcut, lăutării să-i ascult și să le dau pănișorii să-mi cânte de obșitor. Toată viața mi-a plăcut, lăutării să-i ascult și să le dau pănișorii să-mi cânte de obșitor. Benicuță, vino cu ulceaua, dacă te ține cu reaua, Benicuță, vino unul gusta, vinișor din via mea. Benicuță, vino cu ceaua, dacă te ține cu reaua, Benicuță, vino unul gusta, să-ți fie dragă viața. Rodica Mitran, Benicuță, vino cu ulceaua, dacă te ține cu reaua. Dacă te ține, dacă nu, du-te acasă, mai băiatul, dacă nu te ține cu reaua. Mulțumesc frumos! O facem mai larg. O facem mai larg. Este... foarte frumos. Da, mulțumesc! Și un super videoclip pe care deja dumneavoastră îl cunoașteți. Îl cunoașteți, da. Îl urmăriți pe YouTube și nu numai la noi, la Edno TV. Extraordinar, făcut cu Oleg Bugnaru în Chișinău. Cărora piesa... vreau să le mulțumesc încă o dată. Piesa mea aparține. Text și muzică este creația mea și mă bucur că acest videoclip deja este vizualizat. Da, multe creații frumoase ai. Și da, mulțumesc. Fetele le-ai creat frumos și cântecele, cam multe. Merită, Rodica, mulțumesc, după sufletul tău, Dumnezeu. Cred că da, da. Așa, mergem la canapea pentru că mulțumesc. Vreau să povestim cu Lavinia cu tot. Cu tot la pachet! La pachet! Pe canapeaua secretă! Fără Lavi nu se poate. Da, mulțumesc. Mulțumesc! Păi cum să zic, nu așa e frumos? Dacă mai zic, mulțumesc! Da, ce să mai povestim cu doamna Rodica? A fost un an frumos, deja ne bucurăm că am intrat în noul an, cu dreptul sper eu că am intrat, da, cu toții. Așa este. Ce și eu la fel. De la viață? Aveți fetele mari, da, fiecare cu treburile lor,
pe picioarele lor, cum spune așa românul. Este. Mă gândesc, ar mai fi ceva ce n-a reușit Rodica Mitran să facă în 2016 și Valentin, vrea să facă anul ăsta? Totdeauna mai există câte ceva de făcut și ne dorim mai mult și mai mult. Dar important e să fim sănătoși. Eu, în primul rând, sănătate îmi doresc. Pentru că asta e cea mai importantă, dacă e sănătos. Cu toții ne dorim sănătate. Da, da. Dar așa pe plan profesional sau, nu știu, personal, ce ar vrea Rodica Mitran să facă? Să-mi dea Dumnezeu liniște și inspirație să creez la fel de frumoase cântece, da, înregistrări, să fac, sigur, ca și tine de altfel și ca noi toți, să creăm, să creăm și să aducem, să venim de fiecare dată în fața publicului larg cu melodii frumoase, pentru că venind cu cântece frumoase și publicul te sigur iubește, da, mult mai mult. Iubește mult mai mult, da, publicul, și noi pentru public muncim. Cântece în care publicul nostru trebuie să se regăsească. Sigur că da, dar noi cred că mai cântăm și pentru noi. Mie mi se întâmplă de multe ori să crez da, și să cânt pentru sufletul meu. Sigur că să da, mă liniștesc. Cred că noi avem o bogăție în plus față de oamenii așa care e, nu le-a dat Dumnezeu voce, pentru că ne avem putem alina plus, sufletul. Da. Eu, spre exemplu, când am creat Dragostea face minuni, l-am creat pentru sufletul meu. Ce frumos. Da. Și spune-mi, Neica, ce mai faci, care îmi place mie. Îți eu tot place, amintesc de el mereu. Spune-mi, Neica, ce mai faci, cu dragostea cum te împaci, cu dragostea cum te împaci, măi. Că te-am visat într-o noapte, îmi spuneai că ai de toate, dar de dragoste n-ai parte. Spune-mi, Neică, de greșesc, că din câte mi-amintesc, ai avut norocul în brață, dar ți-ai ales altă viață. Foarte frumos, foarte asta frumos. Asta este preferatul lui Valentin. E preferatul meu. E un cântec mulțumesc extraordinar de frumos, că și acolo spune că Neicuța ai de toate, dar de dragoste n-ai parte. Foarte frumos. Este creația mea și mă bucur, iată că și ție îți place. Îmi place, îmi place de mulți ani, îmi place. L-ai înregistrat de mult cântecul ăsta? Oh, l-ai. Da, de prin 2007, cred. Da, 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 de vreo 10 ani da, sunt deja. Da. Un cântec frumos, toate cântecele sunt frumoase și Lavinia are un cântec frumos. Nu-l cântă ea asta, zici, nici știți. Îl are pe Emil Badea acolo. Mă pregătisem, dar nu mai când cam nesc pe acordeonul Marius Mexican, mi-au aguat nervi pe el. Îți smulg butoanele alea de acolo. Vreau să ne cânte Emil Badea acum împreună cu Tarafu. Cu mare drag. Pentru că a revenit aici la scenă alături de mine, de noi, în platoul emisiunii. Și vreau să ne mai încânti cu un cadou muzical. Da? Cu mare plăcere. Pentru dumneavoastră, Emil Badea, Emil și pardon! La iubit este o lege, multă lume nu înțelege, că atunci când iubești, nimic nu mai socotești. La iubit este o lege, multă lume nu înțelege, că atunci când iubești, nimic nu mai socotești. Ai mândruță, puișor, să nu mai trăim cu dor, când ce chem să nu zici nu, că ce vreau eu vrei și tu. Hai mândruță, puișor, să ne leguim ce dor, când ce chem să nu zici nu, că ce vreau eu vrei și tu. Nu mai scapi oricum, vorbe singur el pe drum. Dragostea când te cuprinde, foc în suflet îți aprinde. De ea nu mai scapi oricum, vorbe singur el pe drum. Hai mândruță, puișor, să nu mai trăim cu dor, când ce chem să nu zici nu, că ce vreau eu vrei și tu. Hai mândruță, puișor, să ne leguim ce dor, când ce chem să nu zici nu, că ce vreau eu vrei și tu. Cu dragostea nu-i de glumă, n-are tată, n-are mumă, nu iartă, lovește-n plin, pune-n suflet dor și chin. Cu
dragostea nu-i de glumă, n-are tată, n-are mumă. Nu iartă, lovește-n plin, pune-n suflet, dor și chin. Hai, mândruță, puișor, să nu mai trăim cu dor. Când ce chem să nu zici nu, că ce vreau eu vrei și tu. Hai, mândruță, puișor, să ne leguim ce dor. Când ce chem să nu zici nu, că ce vreau eu vrei și tu. La inimă tot roade și zace omul săracu până își găsește leacu. Dragostea pe om când cade, la inimă tot roade și zace omul săracu până își găsește leacu. Hai, mândruță, puișor, să nu mai trăim cu dor. Când ce chem să nu zici nu, că ce vreau eu vrei și tu. Hai, mândruță, puișor, să ne leguim ce dor. Când ce chem să nu zici nu, că ce vreau eu vrei și tu. Copiii ăștia m-au ținut pe linia de plutire. Care a fost cel mai greu moment din viața ta, Rodica? Copilăria mea. Mă duceam la ansamblu, o chestie care mi-a venit chiar acum în minte, să împrumut niște ițari de care nu aveam nevoie, numai ca să mă vadă Porumbel și ceilalți că există. Și spuneam, uitați, am luat diplomă, nu știu unde, la ce concurs. Bravo, Emil, trebuie să-ți aduc un miel de Paște, că a trecut Crăciunul. Da, uite, mai facem așa mici confuzii, eu îmi cer scuze, n-am făcut intenționat, ai văzut prima dată, ți-am zis Emil. A doua oară, Marius, poate m-am gândit că îți mai trebuie Marius, un prenume. Marius, l-avem pe Marius aici. Mulțumim din suflet pentru prezență. Cu mare prezență. Plăcere, încă o dată, la mulți ani tuturor românilor, vouă succes mare, mare de tot, că aveți deja. Mulțumim, mare. Așa să fie. Știi ce nu te-am întrebat? Te-am întrebat de piticul tău ce a primit de la moș, dacă a primit ce-a vrut, dar tu i-ai făcut o scrisoare moșului? Sau nu te mai ocupi? Sincer, mi-a adus moșul anul ăsta și Dumnezeu, mulțumesc lui Dumnezeu, mi-a dat anul ăsta atât de multe realizări încât nu cred că sunt vrednic de ele. Și să-ți dea cel puțin la fel de multe de acum înainte. Doamne, și ajută sănătate. Și vouă și tuturor numai bine. Mulțumim din suflet, te mulțumim, mai așteptăm Emil, cu drag Barea, te mai așteptăm cu mare drag la noi. Are cântece frumoase, Emil. Doamna Rodica, a picat pe gânduri, doamna Rodica. Mă uitam la Emil pentru că îmi place cum cântă și da? Mă bucur pentru succesul lui. Felicitări, Emil. Parcă e doamna aici în juriu. Mai bine. Pe grijă că e sacra, ține-te des- bine. Glumesc nu, acum, glumesc. Știi că și pe tine te prețuiesc mai mult decât pe alții, da. Acum tu ai vrut să mă descurci. Nu, e adevărat, nu, dar mi-a plăcut așa că s-a uitat așa. Bravo, glumesc. Emil cântă foarte bine și e un prieten de-al nostru foarte drag, e de acolo din Târgu Jiu. Și mă bucur că a venit la noi la Matinal și Popular. Dar o avem pe doamna Rodica aici, care vrea să... Domnule, mi-a spus direct, mă vrea de ginere. Eu acum văd ce zestre are fata. Vă rog frumos să spuneți la televizor. Da. Lasă că iubirea contează, nu zestrea. Păi ce facem? Zestre facem după aceea. Că, păi ce facem? Păi ce facem, domne, aici? Păi stai, tu ești pe interes? Păi nu pe interes, dar nimic acolo. Ba, lasă, luați-vă voi că vă dau eu restul. A, bine, bine. Deci, Mădălina, fii atent. Săracul iubitul s-a uitat la televizor. Că ce-ai făcut, mama, la emisiune? Păi uite, mamă, ți-am găsit aici asociat. Da, zici că ne cuplează. Bravo, asociați-ne. Asociem o firmă. Nu asocia, că Valentin nu are figură de asociat. Valentin are figură de altceva. Măi, Rodica, așa, este artist, n-ai ce spune, este cântăreț înainte de toate, dar eu... prietenilor mele atunci când le spun ce se face asociatul, adică soțul, știi? Am exprimat așa. Sau remorca. Asociat, da, bine, mi se pare mai urât termen, dar asociat, știi, asociat că iubești, că alegi. E, vă promit că dacă mă însor anul ăsta la anul, că mie mi se pune piticul repede, trebuie să mă îndrăgostesc, că acolo e mai greu. Fac nuntă și vă chem pe toți și pe cei de acasă. Fac o nuntă așa în aer liber, să vină toată lumea. Ar fi Doamne, frumos. Câtă lume ar veni la nunta ta? Ar fi frumos, da. Să știi că mulți te iubești și... O să ai acolo de furcă. O să facem o nuntă așa în aer liber, să bucure da? Toată lumea, să mâncăm, să bem, să ne simțim bine. Tradițional, cum a zis Valentin. Tradițional, da. Să dea Dumnezeu, să fii sănătos, să meargă bine.
Dar cel mai important e că lumea ne iubește. Asta e un lucru foarte important. Celelalte ni le facem noi, ni le mai dă și Dumnezeu, dar faptul că ne-a dat dragostea oamenilor și că văd atâta lume care îmi scriu și mie și dumneavoastră, la toți artiștii și se bucură că vă aducem la televizor și că eu am posibilitatea asta, mă repet, datorită postului Edno, să spun și eu câteva vorbe frumoase despre fiecare interpret sau mai ales să vorbesc cu interpreți din generația de aur cu ale căror cântece am crescut. Asta e un lucru important și că vorbeam de realizări, este un lucru mare pe care am reușit să-l realizez în 2016 și să dea Dumnezeu să facem mult mai mult de atât. Să dea Dumnezeu, Valentin, să te audă bunul Dumnezeu. Și eu sunt împăcată cu gândul ăsta că pot să mă exprim prin muzică și pot să dăruiesc oamenilor din sufletul meu. Pentru că noi asta facem, prin cânt, prin talentul ăsta pe care ni l-a dat bunul Dumnezeu, să le dăruim și lor. E și har. E sigur că da, har de la Dumnezeu. Pentru, nu toată lumea are acest har și nu multă lume îl are. Iată că noi suntem norocoși și trebuie să dăruim și celor Așa care este. Ne iubesc. Mă gândeam că sunt și foarte sensibil. Noi nu suntem niște oameni sensibili, în general artiștii, oamenii care da. Cântă, care, nu știu, care pictează, care orice face parte care din fac artă. Artă, da. Dacă nu ești sensibil, Nu poți să crezi. Nu poți să crezi, da. N-ai cum și nu poți să treci dincolo de sticlă. Și de multe ori suntem loviți foarte ușor, pentru că suntem sensibili. Suntem vulnerabili și vulnerabili, da. Și ne afectează orice. Chiar dacă parăm, eu de multe ori mai încerc să mă fac că plouă. N-aveți momente când placați da. Și când ba da. Se umple paharul? Ca orice om, ba da, ba da, și poate iau un calmant și ies pe scenă zâmbind și... Dar asta e viața. Asta e viața noastră. Nu e atât de ușoară precum pare, dar o facem cu dragoste, cu dăruire și asta e tot ce contează. Ce face ăla micu? Cum o să vă întreba Alexandru, la bine, Alexandru. Da, e un copil... E la chitară, știu. E la chitară și pian, și pian. La liceu de arte, da. E un copil mult prea răsfățat și asta strică, știu. Da. Da. Are un talent extraordinar, Alexandru, atâta că trebuie să muncim. Noi l-am dat să facă intensiv și să sperăm că ne calcă pe urme. Dar i-ați altfel... indus, Rodica, oarecum să facă lucrurile astea sau din proprie inițiativă? Nu, pentru că el, până să, înainte de a vorbi, el cânta cu A.A. Moș Crăciun, cuplete de albe. Eu îi cântam și el cânta după mine. Ce deci, frumos! Deci avea 7 luni, da. Și cânta cu A.A. Vai, când l-am auzit, zic că ăsta o să cânte. Și așa a fost. Are și vocal, talent, deși e prea mic, la 9 ani, na, nu-ți dai seama, pentru că vocea e... Da, dar e important să-i canalizați drumul, pentru că atunci va fi mai ușor. Are ureche muzicală. Are ureche și redă... Trebuie să-i placă și să-și aleagă singur în viață drumul. Să dea Dumnezeu să fie bine, să calce pe urme și nepoții. Fetele nu ți-au călcat, n-au vrut să cânte. Da, deși una dintre ele a terminat liceul de arte, a făcut nai, a făcut pian, are habar de muzică, Mădălina, da. Vezi? Ce soție cu potențial. Vezi? Da, cunoaște muzică. Vrea să-mi o dea mie pe Mădălina. Adică Mădălina îți poate deșifra o partitură dacă da? O pui. E, da? Vezi? Deci tot pe da. Ei se leagă. Cum o dă, cum o sucește, o mai laudă puțin pe Mădălina. Da, mai zice mă, că-s ceva. Fetele mele și... Și Valentin. Uite cum spune așa cu toată că-s fetele mele. Eu m-am împlinit o mamă de fete. Da, pentru că-mi iubesc copiii, prin ei trăiesc. Dacă vrei, copiii au fost salvarea mea. Da, spun bine. La ce greutăți am avut eu în viață, copiii ăștia m-au ținut pe linia de plutire. Care a fost cel mai greu moment din viața ta, Rodica? Copilăria mea. Copilăria. Te-a marcat? M-a marcat și nu o să mă vindec niciodată, Valentin. Au rămas sechele? Au rămas adânci, sechele adânci, da. Dar nu se văd, Rodica, și ești un om extraordinar. Un om care făcut... nu își prezintă frustrări da. Vis-a-vis de ceilalți. Ți-a făcut... Un om care știe să complimenteze. Nu, am un defect... Da, pot să spun și asta, dar muncesc cu mine foarte mult să depășesc și să las în urmă. E un că... psihic foarte bun. Deci încerc, asta este un dat de la Dumnezeu. Încerc, știi cum, conștientizez valoarea mea ca om și, în primul rând, ca om, da, pentru că nu mă compar cu, lăsăm modestia deoparte, nu mă compar cu restul oamenilor care fac rău, care sunt așa cum sunt. Și automând, văzându-mi valoarea, mi-am dat seama că pot mai mult în viață decât să mă las marcată și copleșită de copilăria mea și am încercat să-mi depășesc toate traumele astea. N-am reușit în totalitate, am făcut și fac psihoterapie, dar cu ajutorul bunului Dumnezeu sper să reușesc și cu ajutorul familiei mele.
am reușit. Vezi, n-ai avut copilăria pe deplin, da. Și nu a fost așa cum poate, da, ar fi trebuit, da, să aibă orice copil. Sunt normal, împlinită. Dar acum Dumnezeu, da, ți-a oferit, da, această șansă. Sunt împlinită, am un om, un soț care mă ajută și mă susține și am dragostea publicului. Cel mai frumos. Cel mai frumos, da. E foarte important, că mă gândeam și comparam așa, îmi spune cineva, dacă ar fi să-ți ia Dumnezeu tot ce ai vrea să-ți păstreze, să-mi lase vocea și dragostea oamenilor, că mă pot ridica oricând de jos. Clar. Atât timp cât avem voce și putem să cântăm și lumea ne iubește. Și cred că și tu ai avut începuturi și am avut multe piedici în viață. Cred că dacă ar fi trăit Aurelian... Atât de multe... Dacă ar fi trăit Aurelian, că mi-aduc aminte de el, chiar dacă am pornit așa într-un tonus de veselie, uite că ne aducem aminte de lucruri frumoase, el trebuia să-mi facă povești de destine celebre, emisiunea, și s-a stins și n-a putut. Aș fi avut multe de spus, cât de greu mi-a fost să pătrund în lumea asta și să demonstrez că pot și că merit să am locul meu, pentru că, așa cum spui tu, lumea m-a judecat foarte ușor și cei care aveau putere să mă ajute au din contră, au dat în mine. Astăzi le zâmbesc, vin poate pe canapeaua asta și le mulțumesc că sunt... Și ce poate fi mai satisfăcător pentru tine, dragul meu? Știți ce am învățat? Am învățat să iert și să merg mai departe și să învăț un lucru, că îi spuneai tu să nu faci rău. Dacă după mine o să vină alții, eu o să le deschid poarta oricând. Dacă o să pot să-i ajut, o să-i ajut. Dacă nu, măcar o să-i las să-și vadă de drumul lor. Să nu împiedici, să nu le faci rău. Sigur că da. E foarte important. Lavinia, da, are o surpriză la scenă. Da, am readus aici, în fața telespectatorilor și în platoul nostru, pe doamna Elena Moldoveanu. Ne bucurăm de prezența dumneaei. Ați venit și cu mătușa, da, cu doamna Petruța. Familie, da. Foarte frumos, cu costume foarte frumoase, da, și să le mai dedicăm, mulțumesc, o piesă celor de, da, acasă. Le mai dedic o piesă. În primul rând, dedic soțului meu, părinților, mama salutată, copiilor și tuturor telespectatorilor și prietenilor mei. Ne bucurăm din suflet. Elena Moldoveanu, pentru dumneavoastră. Măineica cu ochii verzi, măineicuță măi, de ce oare nu mă crezi, măineicuță măi? Dacă în mine n-ai crezut, măineicuță măi, de ce oare m-ai iubit, măineicuță măi? Duceam la ansamblu, o chestie care mi-a venit chiar acum în minte, să împrumut niște ițari de care nu aveam nevoie, numai ca să mă vadă Porumbel și ceilalți că există. Și spuneam, uitați, am luat diplomă, nu știu unde, la ce concurs, mă duceam cu diploma acolo, îmi dați mie ițari împrumut, că știți că n-am, și el mă confunda cu unul care cântă la vioară.
mulțumim! Mulțumim din suflet! Mulțumim. Să aveți un an cu prosperitate, cu reușite și afacerea să meargă cât mai bine! Mulțumesc foarte mult! Și dumneavoastră, la cât mai multe emisiuni și mult succes! Mulțumesc din suflet! Mulțumim frumos! Mulțumim! Cu Neicuța cu ochii verzi, niciodată să nu-l crezi. Dimineața i-am și-o verzi, uneori. Da, ești cameleonic. Da, da. Mi se schimbă ochii în funcție de starea de da, spirit. Da, că tu ai ochii căprui verzi. Căprui verzului. Da. Sunt uneori maronii, depinde cum am starea de spirit. Dacă sunt vesel în deosebi dimineața când mă trezesc, nu știu, cred că atunci sunt eu vesel, am ochii verzi. Dar să nu vorbim de ochii mei, să vorbim de ochii sufletului, Rodica Mitran. Ce să ne mai povestești tu, că atâtea povești frumoase ai și întâmplări? Ți-ai adus aminte? Ai picat așa pe gânduri, parcă. O, da, pentru că... Poate am sensibilizat-o cu subiectul de mai devreme. Da, undeva în spate există niște creminiscențe care se reactualizează de câte ori vorbesc și aduc în discuție. De asta și refuz să vorbești și da. Nu-ți place să vorbești. Da, și cel mai bine. Să spune că nu-i bine să... Da, încerc să le dau uitări și să nu mă gândesc. Dar dintre toți oamenii, Rodica, fetele te-au înțeles cel mai bine? Și ai simțit că momentele tale de cumpănă te-au ridicat așa, ai înflorit? Da, bineînțeles, fetele și soțul meu. Ei, dacă nu mă înțelegeau așa cum... Poate și, Doamne ferește, putea să se întâmple să nu fiu înțeleasă și atunci mă afundam, mă îngropam și mai tare și nu puteam să fiu astăzi cine sunt. Dar faptul că ei m-au înțeles și m-au susținut și sunt alături de mine oricând, chiar dacă eu de multe ori mai sar ca lor recunosc, pentru că, da, ei mai supăr, îi mai necăjesc uneori, ei, dragii de ei, mă lasă în pace, mă lasă în plata Domnului. Să lăsăm artista în pace, să nu o supărăm. Să știi că și la mine în familie e la fel o chestie, când mai sar eu calul, așa cum spui tu, toată lumea mă lasă în pace să nu mă supere, pentru că e normal. Și asta pentru că te iubesc. Da, mă iubesc foarte mult și le mulțumesc că e frumos să te iubească cei ai tăi, că e, de multe ori se întâmplă și e cel mai dureros când ai tăi nu te iubești și nu te apreciază. Normal. Atunci suferi mai tare. Dacă nu mă iubește unul străin, nu mă doare. Nu e nicio problemă, că doar nu sunt eu Dumnezeu să mă iubească toată lumea. Dar în momentul în care ai tăi nu te iubesc, suferi foarte tare și așa cum spui tu, rămâi cu sechele. Suntem norocoși unii dintre noi că avem familii în regulă, că ne sprijinim, că ne iubim. Să conștientizați lucrul ăsta cât mai mult. Așa este. Și că Dumnezeu a vrut să plecăm de acolo, de la țară fiecare, pentru că suntem plecați cu toții de la țară și să ne croim să ne strecurăm printre cei mari, să ne facem un loc al nostru. Eu chiar am făcut un cântec și aș vrea să reușesc să îl imprim. Poate reușesc anul ăsta să mai fac câteva imprimări, să mai am timp, pentru că filmăm aici, mai am și alte treburi și tot așa, dar să dea Dumnezeu să-mi fac timp. Am un cântec eu în care spun că printre domni mi-am făcut loc, mi-a dat Dumnezeu noroc. E foarte greu să... Așa și este. Să-ți faci loc printre oamenii mari. Tu, un țâști buști de la bâști de la țară, mi-amintesc că nu mă știa nimeni și era foarte greu să mă duceam la ansamblu, o chestie care mi-a venit chiar acum în minte, să împrumut niște ițari de care nu aveam nevoie, numai ca să mă vadă Porumbel și ceilalți că exist. Și spuneam, uitați, am luat diplomă, nu știu unde, la ce concurs, mă duceam cu diploma acolo, îmi dați mie ițari împrumut, că știți că n-am, și el mă confunda cu unul care cântă la vioară o perioadă. Și zic, dar eu nu cânt la vioară, eu cânt și eu cu vocea. Vai ce scump, vai ce scump e. Țin minte că în Târgu Jiu mai târziu m-au văzut rudele că exist. Mai Valentin, vezi tu dorința asta a ta atât de puternică, iată te-a adus aici. Să știi că e foarte important să-ți dorești. Dumnezeu m-a iubit foarte tare și nu mi-a dat șansă nici mama, nici tata. Mama chiar nu a avut încredere. Nu, dar ți-ai dorit tu și ai reușit. Am reușit și de la 16 ani mă întrețin singur. Felicitări, nu e puțin lucru. Tot ce mi-am făcut la ora actuală, că am o casă, că am o mașină, că am un nume, că am niște CD-uri pe piață, le-am făcut doar din cântat și că lumea m-a chemat de mic să cânt. Și țin minte cum îmi strângeam banii, bănuții, primii bănuți, într-o carte la pedagogă, că am stat la cămin foarte mulți ani, și îmi strângeam de bănuți și nu-mi cumpăram nimic ca să-mi fac imprimări, să mă aud și eu cântând pe bandă.
lucrurile astea, acum dacă vine cineva și se trage de șiretul cu mine și îmi spune, da, cine mai ești și tu? Mă dor foarte tare pentru că n-am apărut peste noapte și n-am apărut pe un post de televiziune împins de cineva de la spate. Eu am muncit pentru fiecare pas. Și dacă ar fi vreodată, Doamne ferește, să mă împingă cineva să cad pe scări, mă ridic am treptele solide. Bravo, felicitări. Parcă ai vorbit în locul meu, pentru că și eu, exact ca și tine, am debutat la 18 ani, exact în ziua în care am făcut 18 ani, am luat concursul la orchestră profesionistă din Vâlcea și de atunci au trecut ani peste mine și cred că am făcut ceva în muzica populară, chiar dacă unii redactori mari ai țării au trecut peste mine așa, m-au omis, să spunem așa, ca să fiu diplomată, ci că nu sunt vedetă. Ce ar trebui să fac? Să fiu vedetă. Mai mult de atât, ce pot să fac? Eu știu să cânt, mai mult nu știu. Nu știu să fac lucruri urâte. Nu ai înțeles tu mesajul. Ca să fii vedetă, trebuie să faci alte lucruri. Așa că tu mențineți drumul ăsta pe care l-ai. Înainte nu erau atâtea televiziuni și lumea te vedea la nuntă și te luau de la o nuntă la alta și deveneai cântăresc cunoscut. Și pe mine mă vedeau la promoții, stăteam cu tava de iaurt la 13 ani, nici buletin n-aveam, mă chema Cosmin atunci ca să poată să-mi fac acte, să lucrez. Eu zic că oamenii care au muncit și au lucruri în spate, greutăți. Lucruri solide până la urmă, că astea te fac să... Ideea mea era în felul următor, că este dureros când vin fel și fel de oameni și vorbesc de sus cu tine și încearcă să te dea la Valentin, o parte. Știi ceva? Ăia sunt niște frustrați și niște oameni mici. Eu așa le spun. Oameni mici. Un om cu caracter și cu suflet frumos nu face rău. Absolut deloc. Nu face rău. Pe mine nu o să mă auziți niciodată bârfind un coleg. Vorbind de rău pe un coleg. Pentru că îți faci mai mare păcaturi. Și îți urățești viața singură. Da, sigur, îți mutilezi sufletul. Iar eu nu vreau să cei de acasă au un suflet atât de mare și sunt atât de mulți încât pot să iubească de la al mai mic până la al mai mare și toți avem loc pe pământ și toți avem cântări și evenimente și fiecare are vocea lui și glasul lui și mirul lui de la și Dumnezeu. Și loc sub soare e pentru sigur toată lumea. Sigur că da. Ne împodmolim așa cum se podmolește carul de bolovan pe drum și vai ce s-a întâmplat, cine a pus bolovanul în drum. Astea sunt lucruri trecătoare. Important e că noi am învățat că vorbeai tu că ai rămas cu sechele. Noi am avut putere de la Dumnezeu să mergem mai departe și n-am rămas cu răutăți, pentru că lucrurile din copilărie și pe parcursul vieții în adolescență, când vrei să fii cineva, te marchează și poți să te schimbe, să devii te și tu rău. Te pot înrăi, așa este. Și poți să fii rău uneori. Da. Și de multe ori mulțumesc Dumnezeu că atât de mult m-a iubit și mi-a scos în cale oameni care au spus, măi, băiatul ăsta merită. Și oameni de calitate. Și oameni de calitate și a spus, măi, merită, hai să-i dăm o șansă să vedem dacă... Dar să știi că niciodată n-am primit absolut nimic fără să muncesc. Nimic. Nici măcar o bombonică n-am primit-o fără să muncesc și să mă sacrific pentru fiecare lucru și cred că nici nu sunt obișnuit și nu m-ar obișnui cineva să primesc ceva de-a gata. Dar, în schimb, de la tine pot să primesc un cântec de-a gata frumos. Ți-l ofer cu mare drag. Și cei de acasă s-ar bucura să ne mai asculte. Dragii noștri, ne-a luat valul, am mai povestit, sper că nu v-am plictisit și vă dorim mai multe cântece. Rodica Mitran a pregătit cântece noi de joc, de voie bună. Asta e în viață. Mai povestim și de le bune și de le rele. Important e să trecem cu cântec și cu voie bună prin ele. Rodica Mitran. Ce din somn noaptea te scoală și îți lasă cu tristețe doar urme de frumusețe, doar urme de frumusețe.
și iubești-mă. Inima nu vrea să-i vadă. Sufletul rămâne tânăr, dar poverile-s pe umăr, dar poverile-s pe umăr. Clipele tristeții. Bătrâneța-i haină grea, măi, ce n-ai da să scap de ea, măi, ce n-ai da să scap de ea, măi. Ai dat tot ce ai pe lume, să mai poți tână rămâne, să mai poți tână rămâne. Rodica, tu o să rămâi mereu tânără și frumoasă, bine, pentru că ți-e ține cântecul. Mulțumesc mult! Și îți mulțumim că în dimineața asta ai fost alături de noi cu frumusețea ta, cu cântecele tale frumoase. Și dacă ar fi de final acum să ne spui trei dorințe pentru 2017, că eu mă întâlnesc cu spiritușul cel bun și le îndeplinește. O, Doamne, te iubesc, Valentin Sanfira! Nu vreau decât sănătate! Sănătate, sănătate. De trei ori sănătate. Sănătate și dumneavoastră celor de acasă. Ne bucurăm că și astăzi ați fost alături de noi până la prânz, că am și râs, am glumit, am cântat, că ne-a luat valul și am mai povestit una alta, că ne-a cuprins dorul și de Aurelian, că dacă ar fi trăit multe i-a mai fi povestit, dar da. Dumneavoastră sunteți acolo și ne iubiți și noi încercăm să facem în continuare lucruri frumoase aici la Edno TV. Sper că reușim să aveți un an bogat. O să vă spunem la mulți ani, o să vă zăpăcim în fiecare zi. În fiecare zi până la Sfântul Ioan, pentru că Ioan e și ziua tatălui meu, să fiți sănătoși, să vă dea Dumnezeu bucurii în viață și să rămâneți oameni cu suflet cald și nu uitați să vă iubiți, să dăruiți un zâmbet că nu costă nimic. Rămâneți pe Edno TV de luni până vineri și... Eu mulțumesc sponsorilor pentru că fără ei nu am beneficiat de acest decor minunat, Marsaia Decoration Style. Mulțumim din acord pentru sunetul pe care îl reproduc așa în casele dumneavoastră, să se audă cât mai bine artiștii noștri. Și Marsaia Decoration Style a spus tu, măi, dar le știe pe toate, mă, dar cum le ține minte? Nu e știu. Prea isteață. E prea isteață. Dragii noștri, vă iubim, vă dăm întâlnire în fiecare zi de luni până vineri. Nu uitați, rămâneți pe Edno TV cu cântece frumoase și bucurați-vă sufletul. De final ne cântă Rodica Mitran. Vă pupăm! Să te joc, măi, la 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 la, să te scutur de mijloc, măi, la 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 la, să te învâr pe după mâna, la 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 la, că la joc ești cea mai bună, la 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 la. Nu mă las, nu te lăsa, măi, la 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 la, joacă bine mândra mea, măi, la la la. Nu te lăsa, nu mă las, măi, la 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 la, amândoi pe același pas, măi, la la la. Pe mult n-ai mai fost jucată, la 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 la. Mi-e drag cu tine să joc, mai la 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 la. Că știu că îmi porți noroc, mai la 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 la. Nu mă las, nu te lăsa, mai la 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 la. Joacă bine mândra mea, mai la la la. Nu te lăsa, nu mă las, mai la 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 la. Amândoi pe același pas, mai la la la. We'll be right back.
joace, la 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 la. Că mândrea știe să joace, la 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 la. Nu mă las, nu te lăsa, măi, la 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 la. Joacă bine, mândra mea, măi, la la la. Nu te lăsa, nu mă las, măi, la 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 la. Amândoi pe același pas, măi, la la la. Nu te lăsa, măi, la 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 la. Joacă bine, mândra mea, măi, la la la. Nu te lăsa, nu mă las, măi, la 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 la. Amândoi pe același pas, măi, la la la. Nu mă las, nu te lăsa, măi, la 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 la. Joacă bine, mândra mea, măi, la la la. Nu te lăsa, nu mă las, măi, la 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 la. Amândoi pe același pas, măi, la 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 la. La revedere!